Primul acvariu pentru majoritatea dintre noi echivalează cu pești de diverse culori cât mai contrastante. Același lucru este valabil și în cazul primului acvariu plantat. Iată una din cele mai frecvente întrebări pe care o auzim aproape zilnic. Care sunt cele mai ușor de întreținut plante roșii? Este evident că fiecare dintre noi ne-am dorit de-a lungul timpului să avem plante roșii, pentru că cu ajutorul acestora aducem un plus de culoare în acvariu, putem crea un punct focal pentru că au un contrast deosebit în combinație cu multitudinea de plante verzi și pentru că pur și simplu sunt frumoase. De regulă, plantele roșii au nevoie de adiție de CO2, lumină puternică, o fertilizare specială și o atenție sporită. Ludwigia palustris super red sau, din același neam, Ludwigia rubin, sunt prima opțiune atunci când căutăm plante roșii nepretențioase, care pot crește bine în acvariile fără adiție de CO2. Atât frunzele, cât și tulpinile sunt roșii și așa rămân cât timp condițiile din acvariu sunt bune. E important de știut că frunzele se înroșesc din ce în ce mai mult, pe măsură ce planta se apropie de suprafața apei și lumina devine din ce în ce mai puternică. Datorită creșterii rapide, poate fi folosită ca plantă de fundal și, prin replantarea vârfurilor, se pot forma tufe bogate. Plante precum Microsorum teropus sau Heteranthera zosterophilia pot fi folosite pentru a obține un contrast puternic și evidențierea culorilor. Pentru a obține cea mai aprinsă nuanță de roșu, un rol important îl vor avea adiția de CO2, lumina puternică, substratul, fertilizarea și întreținerea periodică. Alternanthera reinechii, cu toate variațiunile ei, reprezintă cea de-a doua opțiune. Această specie are o culoare ruginie atunci când condițiile din acvariu nu sunt ideale și devine de un roșu aprins atunci când îi punem la dispoziție adiție de CO2, lumină puternică și fertilizare de calitate. Solul fertil este cel mai potrivit pentru această specie. Este cel mai bine să fie plantată într-o tufă compactă în partea din mijloc până spre fundalul acvariului, unde va forma un puternic contrast cu plantele verzi. Chiar dacă în general se folosește ca plantă de mijloc sau fundal, varianta mini se pretează ca plantă de prim plan. Deși în trecut era folosită preponderent în aranjamentele în stil olandez, noi am reușit să o integrăm într-un aquascape nature alături de Staurogyne repens, care are o formă similară a frunzelor, dar de un verde proaspăt. Dacă nu se replantează regulat, în timp, frunzele din partea inferioară nu vor mai avea acces la suficientă lumină, se vor decolora și se vor topi, devenind astfel o sursă și un magnet pentru alge. Nymphaea lotus zencheri red, sau popular cunoscută ca Red Tiger Lotus, este a treia sugestie pe care vă oferim. Deși este folosită cu succes de mult timp în acest hobby, această specie are un singur inconvenient major. Crește destul de mare și creează iluzia unui acvariu mic. Pentru a preveni acest lucru, frunzele lungi trebuie tăiate cât mai curând posibil. În comerț se regăsește, de cele mai multe ori, sub formă de bulb care trebuie îngropat pe jumătate în substrat, ideal un substrat bogat în substanțe nutritive. Din acest bulb vor crește câteva frunzulițe care mai târziu vor forma o plantă tânără cu frunze roșii. În timp, frunzele vor ajunge la suprafața apei, unde pot produce o floare albă. Această specie se folosește de obicei în fundal, ca și un punct focal datorită mărimii și formei frunzelor sale. În acvariile cu puie de pește sau specii timide, frunzele acesteia pot deveni un refugiu natural perfect. Dacă ești interesat de plantele roșii și modul în care se pot obține cele mai spectaculoase culori, abonează-te la canalul nostru pentru a nu rata episodul în care vom dezvolta acest subiect.